Petre Cronici Dumrăveni, anul acesta a achiziționat două aparate de radiologie în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală, un ecograf Siemens, tehnologie 2020, care oferă detalii despre... Ne aflăm la Spitalul Psihiatriei Cronici Dumrăveni, la un laborator de imagistică și medicală, unde anul acesta s-au achiziționat două aparate de ultimă generație, un ecograf și un aparat de radiologie. Ecografia este o metodă de investigație simplă, non-invazivă, care nu folosește raze X și care oferă detalii clare și despre organele pelvine, organele abdominale, despre glanda tiroidă, atât și despre glanda mamară. Aceasta este o metodă ușoară de diagnosticare, de care oferă detalii asupra organelor, care cu ajutorul acestuia puteți să depistați foarte ușor anumite anomalii, disfuncții ale glandei tiroide, ale glandei mamare, atât cât și a organelor abdominale, ficat, căi biliare, rinichi, splină, pancreas, cât și a organelor pelvine, uter și ovare. În ce constă mai exact o ecografie? O ecografie începe cu pregătirea pacientului care la îndrumarea medicului de familie sau medicului specialist care recomandă această investigație. Pacientul se așează pe patul de la ecografie cu fața în sus și fiind pregătit cu jumătate de oră înainte, pacientul este recomandat să îi se facă radiografia, această examinare pe nemâncate, ca să evităm să nu fie balonat, să nu, astfel încât aerul de la nivelul colonului să nu se suprapună pe organele pelvine, pe ficat, colecis și să ne ofere o acuratețe mai cu acuratețe asupra organelor. Pacientul se roagă să inspire aer, să îl pot întoarce pe o parte, pe partea stângă, pe partea dreaptă, pentru vizualizarea mult mai ușoară a rinichilor sau a căilor biliare. La final se pot face și poze asupra disfuncțiilor, anomaliilor eventuale găsite la ecografie și mai departe cu rezultatul de la ecografie poate să meargă la medicul de familie, medicul specialist pentru a concluziona un diagnostic și a oferi un tratamentul necesar. De radiologie cu două posturi, unul de grafie și unul de scopie. Este un aparat digital care ne facilitează mult mai ușor munca, astfel încât toate examinările sunt înregistrate în calculator și ele se pot modifica, se pot lucra pe ele mult mai ușor, prin contrast, luminozitate, să vedem organele mult, mult mai bine și detaliile. Acest aparat se pot realiza radiografii de torace, radiografii ale sistemului osos, care ajută foarte mult în bolile artrozice, bolile articulației, chiar și în diagnosticul acut, urgențe, cum ar fi fracturi. Se efectuează și examen baritat, gastroduodenal, pentru diagnostice cum ar fi ulcerul, gastrite. Examinările se fac doar la recomandarea unui medic specialist sau unui medic de familie, deoarece aceste examinări expun pacientul la o doză de radiații și comparativ cu ecografia, care este non-invazivă și nu se lucrează cu raze X, ci cu ultra. Sunete aici, pacientul este expus la o doză de radiații, dar prin această aparatură achiziționată, doza de radiații este mult mai mică decât cea care ar fi fost încasată la aparatele anterioare. Noi avem și echipament de protecție, echipament de plumb care ajută tinerii pentru șorți de plumb, cu guler cervical pentru garlanda tiroidă la femei să nu provoace tulburări hormonale în timpul unor expuneri repetate. Pentru gravide tot la fel, la recomandarea medicului ginecolog, dacă este necesară o radiografie în regim de urgență, la fel avem echipament de protecție. Cum este pregătit
Pacientul. Pacientul pentru radiografia de torace și celelalte radiografii. Avem o cameră la intrare specială pentru pacient cu vestiar, unde acesta trebuie dezbrăcat, să nu aibă bijuterii, să nu aibă metal la doamne, lejeria intimă, trebuie tot la fel, se dă un călățel de unică folosință, care se îmbracă pacientul și apoi de la examinare, iar asistentul face scanarea și aceasta va fi înregistrată, iar eu ulterior dau diagnosticul. Pentru examenul baritat, fiecare medic care recomandă această examinare, medicul de familie sau medicul specialist, explică pacientului detaliat în ce constă pregătirea cu bariu, la ce se aștepte cu bariu. Este o substanță cu un gust mai un gust de cretă, un gust poate de anumiți pacienți mai greu de suportat. De asta, medicul de familie, noi avem și protocoale pentru ecografie, pentru fiecare examinare în parte, dată și către medicii de familie și ceilalți medici specialiști, ca să pregătim pacientul să fie cât mai ușor, să fie pregătit pentru orice investigație, ca să nu fie neplăcută pentru ei. Noi încercăm să facilităm cât de mult se poate, mai ales cu ajutorul acestor aparate noi, care ne ajută enorm să depistăm, mai ales că radiologia în ziua de azi este foarte avansată. Acum chiar cu acest aparat digital, noi avem o cameră de ecografie, un computer pe care se pot trimite imaginele scanate aici, pe calculatorul unde am eu biroul, și de acolo pot să vizualizez fără a trebui să vin de fiecare dată la asistent și să văd examinarea. Eu pot urmări totul în timp real din camera mea de la ecografie. Și ulterior, pe viitor, vor putea fi transmise imagini către medici de familie, medici specialiști, adică totul se digitalizează și va fi mult mai facil pentru toți medicii și pentru pacient. Pacientul va pleca de la noi cu rezultatul, cu filmul imprimat pe PCD, iar la cerere, contra cost, se poate da și filmul. Deocamdată nu am stabilit costul unui film, dar este oricum o sumă infimă, deoarece filmele se achiziționează, dar ele, v-am zis, la cerere, mai ales dacă este ceva patologic sau o modificare, medicul specialist cere în cel mai multe cazuri la ortopedie, în caz este o fractură sau sunt alte modificări, medicul specialist cere și filmul ca să putem vedea după în evoluție vindecarea, evoluția bolii. Toată achiziția la standardele din 2020, atât pe ecografie cât și pe radiologie, ne ajută foarte mult să putem depista, chiar unele patologii incipiente și să fim foarte prompt, să putem trimite cât mai repede la medici specialiști, la medici de familie, să recomandă mai departe investigații suplimentare, analize de laborator și analize radiologice, cum ar fi computer tomografia sau rezonanța magnetică, dar și să putem colabora mult mai ușor pentru sănătatea pacientului.